Găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Venim cu noi detalii privind glanda tiroidă și soluțiile de tratament din medicina energoinformațională. O nouă rubrică extrem de interesantă la dentist cu dr. Leahu. Calitățile curative ale scorțișoarei și o mască naturală pe bază de portocală numită și elixirul tinereții la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Venim astăzi cu noi detalii privind tiroida și soluțiile de tratament din medicina energoinformațională. Detalii care vă ajută să înțelegeți ce înseamnă îmbolnăvirea tiroidei și care sunt soluțiile de salvare a glandei lăcaș al sufletului. Deosebit de importantă pentru organism, tiroida se poate îmbolnăvi la orice vârstă, de la perioada intrauterină și până la bătrânețe. În general, cele mai afectate sunt femeile. Aflați imediat cum poate fi salvată glanda în formă de fluture de care depinde buna funcționare a organismului, ne spune terapeutul Florica Munteanu. Vreau să prezint astăzi punctul medicină energoinformațională referitor la tiroidă. Am început activitatea în domeniul respectiv în România de 10 ani, în Germania în domeniul ăsta, am deja 27, 28 de ani, fac anul ăsta. Când am început în România acum 10 ani, 10 ani facem în vară, știu că lucram cu un medic, cu o femeie, un medic endocrinolog și oncolog. Doamna respectivă a plecat din România, îmi spunea, la o femeie mai în vârstă, îmi spunea, eu o chemam când făceam diagnosticări la vremea respectivă și am doamna doctor, haideți și spuneți-mi ce vedeți mea asta aici, că eu nu știu dacă eu, ce văd eu e adevărat. Și îmi spunea, da, doamne, e adevărat. Și am zis, cum de tot fiecare femeie are probleme cu tiroida în România? Deci veneam dintr-un mediu în care nu era așa. Și pe mie aveam impresia că nu văd eu, să cerem părerea unui specialist. Uitați-vă că este așa. Tiroida este un element important în sistemul endocrin, cel care reglează practic funcționarea tuturor organelor în mod armonios. În medicina complementară, respectiv în cea energoinformațională, glanda în formă de fluture este corelată cu starea de echilibru între sus și jos, între interior și exterior, cu exprimarea corectă, cu răspunsul potrivit față de o situație dată. Problemele tiroidiene pot arăta că omul respectiv are dificultăți de comunicare sau că are niște resentimente pe care nu vrea sau nu le poate depăși. Nu întâmplător, tiroida este considerată lăcașul sufletului. Femeile sunt cele care au problema cea mai mare, pentru că femeia este cea care simte foarte mult prin felul ei de a fi și este, este femeia care are, este monitorul casei, este cea care trebuie să cuprindă tot și cuprinde tot. Din păcate, în medicina alopată se ia cu mare ușurință decizia îndepărtării parțiale sau totale a glandei tiroide pe cale chirurgicală. Se știe foarte clar și se discută în domeniu, îndepărtările de tiroidă se fac cu foarte mare ușurință. Din punctul de vedere al medicinii clasice, Tiroida are mai mult un rol cosmetic, nu este o problemă dacă o îndepărtăm, pentru că tiroida fiind lăcașul Sufletului, cum am mai spus și în alte uh, uh, emisiuni, uh, Sufletul de știință nu este cercetat. Se, se cercetează corpus, se cercetează într-o oarecare măsură spiritul, Sufletul care este o trăime din. Ce suntem noi este lăsat total la o parte. Ce simte omul și cum este el în interiorul lui nu interesează. Și atunci, normal că ce înseamnă să îndepărtăm tiroida. Dar nodulii pe tiroidă ce sunt? Tot o împietrire a sufletului este o închistare și toate discuțiile și toate studiile pe domeniul medicinii complementare pe care o reprezint energoinformaționale, toate ne duc în aceeași direcție. În momentul în care pacientul se confruntă cu recomandarea de eliminare a tiroidei, este bine să caute și alte posibilități de tratament, mai puțin radicale și mult mai blânde. Întrebarea pacientelor este este pe bună dreptate, pentru că ele vin undeva la un om că își caută o alternativă sau dă și alte păreri. În a lua o decizie și fiecare trebuie să facă pentru el. Pentru că aici nu poți să iei decizie decât să-i deschizi ochii și să-i propui terapiile pe care le poți tu propune, dar hotărârea totuși în final trebuie să ia fiecare pentru el. Terapiile specifice medicinei energoinformaționale urmăresc tocmai salvarea și echilibrarea glandei tiroide. Din momentul în care se constată un dezechilibru în tiroidă, începând de la nivel energetic și până la stadii avansate, pacientul este supus terapiei de echilibrare care vizează, în primul rând, această glandă importantă. Lucrăm și pe hormonul de la relaxare, noi lucrăm cu programe, ne sunt puse la dispoziție de Institutul Regume din München și informația practic o transmite pacientul în aparat, pentru că în lui întâi s-a făcut sau ei o diagnosticare energetică, unde s-a văzut haosul energetic din corp, pe fiecare organ în parte, urmează ședințele de tratament în care pacientul transmite informația de pe organul care este în terapie, în cazul concret tiroida, Aparatele de tratament, atât BICOM, Diamond, Kitling, cu care lucrăm pe medicina energoinformațională, sunt în măsură să descifreze problema tiroidei, deci problema sufletului. Programele terapeutice complexe din medicina energoinformațională acționează asupra întregului organism în scopul declanșării și susținerii procesului de vindecare. Se i dea posibilitatea acestui organ să se refacă, să repună înapoi, dându-i, că lucrăm pe cauză, dându-i uh, acea bucurie înapoi care lipsește persoanei care este în terapie, acea speranță, pentru că asta este rolul medicului, de fapt, în ghilimele se vedea acum 70 de ani, afirma doctorul Bach, medicul viitorului trebuie să fie în măsură, să-i dea încredere pacientului că se va face bine, dându-i această dea preparatele de care are nevoie, așa privea el acum 70 de ani, deci viziune extraordinară, să-i dai speranța că se va face bine și pacientul chiar vede că se, va face, că se face bine. Terapiile specifice medicinei energoinformaționale sunt personalizate în funcție de nevoile pacientului, spre deosebire de tratamentul de sinteză recomandat în medicina alopată. Pentru că un medicament de sinteză îl ți se dă în funcție de cum consideră medicul că este cazul după analizele respective, dar nu avem voie niciun moment să uităm că omul nu are în fiecare zi nevoie de aceeași cantitate de hormon, nu are nevoie, el are nevoie în fiecare zi altfel și a lucra exact pe uh, informația pe care o are, o transmite în. În uh, tratament. Uh, tiroida bolnavă, că este o tiroidă autoimună inflamată, că este o tiroidă hipo sau hiper sau o tiroidă cu nodul, uh, sunt programele adecvate prin care, într-adevăr, aparatele sunt în măsură să deslușească cauza problemelor emoționale care au îmbolnăvit tiroida. Terapiile cu aparatură de ultimă generație Bicom Optima sunt aplicate în centrul german de biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul Regumed din München. Importanța încrederii în medicul dentist, procedurile specifice din stomatologie care nu trebuie ignorate, sfaturi pentru a avea dinții frumoși și sănătoși. De asemenea, o să aflați povești ale pacienților care uitaseră să zâmbească, iar acum se bucură din nou de viață. La Dentist cu Dr. Leahu. Vedeți imediat! Bun găsit! Cei mai mulți adulți au cel puțin un dinte lipsă, iar de obicei acesta nu este înlocuit cu nimic. Spațiul rămas liber duce în timp la înclinarea dinților vecini și la pierderea țesutului osos. Pentru a evita aceste complicații, cea mai bună soluție este înlocuirea dintelui lipsă cu un implant dentar cât mai rapid. Implantul dentar este o rădăcină artificială realizată din titan inserată în os cu scopul de a înlocui unul sau mai mulți dinți. Implanturile sunt cea mai durabilă și cea mai estetică metodă de înlocuire a dinților lipsă. Doamna Paula Dumitru a avut o mulțime de probleme dentare timp de foarte mulți ani. S-a hotărât să le rezolve și a apelat la varianta implantului. Nu puteam să mănânc, nu puteam să mestec bine alimentele, au fost motivele principale care determină, cred că, orice om să ia o măsură radicală, să facă ceva pentru el. Primul pas este consultația și realizarea planului de tratament. Doar medicul implantolog poate stabili dacă sunteți un candidat perfect pentru acest tip de intervenție. Odată hotărât planul de tratament, pacientei noastre îi sunt explicate toate etapele intervenției. Așa cum am făcut și sus, vom pune un implant pe jos acolo unde vă lipsește acest dințișor. Au trecut de la extracție cât 3 luni? 2 luni? 2. 2 luni. de la extracție. Acum gingia va fi vindecată acolo. Tot o să mai avem un mic defect în os pe care o să-l și reparăm o cu implantul. Și urmă că apoi peste 4 luni de zile să prinți un dinte nou în zona respectivă. Când vine vorba despre implanturi dentare, cel mai mare avantaj îl reprezintă faptul că nu afectează dinții vecini. Foarte mulți pacienți cred că în cazul în care suferă de boală parodontală, nu pot alege varianta implantului, deoarece acesta nu îi va ajuta la nimic. Boala parodontală este boala unui țesut care ține dintele în os. În momentul în care scoatem dintele, este îndepărtat și acest țesut parodontal. Practic, osul rămâne curat. Desigur, osul rămâne la nivelul la care l-am lăsat în momentul în care am îndepărtat infecția. Durata intervenției variază în funcție de complexitatea cazului și de numărul de implanturi la care se apelează. Pornind de la un singur implant dentar, un singur implant poate dura undeva spre un sfert de oră. Desigur, avem și etapa pregătitoare, aceea de a recolta sânge pacientului, ce se întâmplă și în aceste momente. Mergând la intervenții mai complexe, acolo unde trebuie să înlocuim toți dinții de la maxilar, din partea de sus, cu implanturi dentare, unde inserăm de obicei șase implanturi și poate dura această intervenție undeva între două ore, două ore jumătate care este durata de viața unui implant dentar, este o întrebare foarte des auzită în rândul celor ce vor dinți noi. Un rezultat bun al implanturilor este o alăturare a mai mulți factori. Această garanție a unui rezultat bun vine din acest trio producător medic-pacient. De asemenea, pentru a te putea bucura de implanturi ca de dinții naturali, igiena orală joacă un rol foarte important și nu trebuie ignorată. Când vine vorba de ce are pacientul ca și îndatorire să ne garanteze, trebuie să garanteze că ne respectă indicațiile, trebuie să garanteze că păstrează o igienă foarte bună și că vine la medicul dentist din 6 în 6 luni sau oricât de des îl chemăm în funcție de patologia de care suferă. Implantul dentar durează o viață dacă se respectă controlele periodice recomandate de medicul specialist și se poate face indiferent de vârstă. Este foarte importantă mentenanța. Chiar aș folosi acest cuvânt de mentenanță în loc de garanție, pentru că mentenanța este foarte importantă și se face. Cu, cu acest efort între echipa medicală și pacient, astfel încât să urmărim cum evoluează lucrările. Așadar, un implant dentar rămâne cea mai bună soluție de restaurare dentară atunci când ai pierdut un dinte și îți dorești un zâmbet complet funcțional. De cele mai multe ori, pacientul nu înțelege de ce este necesar să completeze o fișă medicală dentară atunci când vine pentru prima dată într-un cabinet stomatologic. Este reticent în a furniza datele personale sau istoricul medical. Ce trebuie să înțelegeți este că, fără aceste informații, medicul dentist nu vă poate ajuta. Iată ce trebuie să completați: dincolo de datele personale într-o fișă medicală, bolile de care suferiți și tratamentul pe care îl urmați, istoricul stomatologic, tipurile de medicamente pe care le luați în general, dar și viciile pe care le aveți, și anume cele legate de consumul de tutun, alcool și droguri. Deși aceste informații pot părea lipsite de interes pentru pacienți, pentru medicii dentiști contează. Este esențial ca medicul specialist să cunoască toate afecțiunile de care suferiți, mai ales în cazul în care aveți probleme cu inima sau diabet. Astfel, acesta va putea adapta planul de tratament și tipul de anestezic folosit. De asemenea, este vital să menționați alergiile pe care le aveți pentru a nu prezenta reacții adverse în timpul anesteziei. La finalul fișei, pacientul este rugat să-și dea consimțământul pentru efectuarea tratamentului. Această secțiune afișează atestă faptul că medicul specialist din cabinetul stomatologic va explicat pe îndelete planul de tratament pe care l-ați înțeles și acceptat. Mulți pacienți se tem să meargă la stomatolog din cauza fricii de infecție. Desigur, auzind zvonuri de cazuri de boli rezultate după vizita la dentist mai tot timpul. Este foarte important să fiți informați cu privire la siguranța sterilizării. Instrumentele utilizate la intervenții trebuie să treacă printr-o serie de etape până la reutilizare, cu scopul de a fi complet sterile când ajung la următorul pacient. În clinica noastră, prima etapă în curățarea instrumentelor este folosirea ultrasonic cleaner, după care instrumentele sunt șterse cu șervețele de unică folosință și ambalate individual în pungi speciale de sterilizat. După care, pe fiecare pungă este scrisă data, iar apoi instrumentele intră în autoclav. În autoclav, instrumentele sunt sterilizate până la 134 de grade Celsius. Instrumentele care intră în contact direct cu pacientul și care nu pot fi schimbate, precum și alte suprafețe sau instrumentar ce nu pot fi introduse în dispozitivul de sterilizare, sunt curățate după fiecare pacient cu o soluție dezinfectantă concentrată. În ceea ce privește produsele consumabile, cum ar fi măști, mănuși, pahare sau aspiratoare bucale, acestea sunt de unică folosință și sunt aruncate imediat după utilizare. Ca pacient, nu poți să-ți obligi doctorul să respecte regulile elementare care țin de sterilizare. Poți în schimb să ții ochii deschiși, să observi semnele evidente de neglijență și să alegi un cabinet unde doctorii pun sănătatea ta pe primul loc. Aici se încheie rubrica la Dentist cu Dr. Leahu. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! O scoarță desprinsă de pe ramurile unui arbust care crește în sud-estul Asiei și în Australia este un adevărat medicament natural. Vorbim imediat despre scorțișoară, folosită îndeopște în gastronomie pentru aroma deosebită. O mască naturală pe bază de portocale este numită și elixirul tinereții, datorită efectelor miraculoase asupra tenului. Calitățile curative ale scorțișoarei și efectele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bun găsit la o nouă rubrică de remedii naturiste! Vă propun să vorbim despre proprietățile curative ale scorțișoarei. Ce este de fapt scorțișoara? Este scoarța desprinsă de pe ramurile unui arbust care crește în sud-estul Asiei sau în Australia. Scoarța cu pricina are un gust dulce înțepător cu miros dulceac și aromat. După uscare, scoarța devine scorțișoara pe care o putem găsi pe rafturile din magazine sub formă de bucățele de scoarță sau sub formă de pudră ceea ce nu știe foarte multă lume este că pe lângă faptul că aromatizează dulciurile, scorțișoara are un bun efect în ameliorarea anumitor afecțiuni. Ea se poate prezenta sub formă de pudră, sirop, suc, ceai sau pastă. De foarte multe ori, pentru a obține un bun efect terapeutic, este indicat ca pudra de scorțișoară să fie amestecată cu alte plante. De exemplu, se amestecă o linguriță din pudră de scorțișoară cu turmeric, ghimbir, piper negru, nucșoară și cuișoare. La amestecul obținut se mai adaugă alte trei lingurițe de zahăr nerafinat și se pisează bine-bine până se obține o pudră fină. Câte o linguriță din acest amestec la care se adaugă puțină miere, administrată de două ori pe zi, este foarte eficientă pentru răceli bronșite, pentru a combate stările de greață și pentru tensiunea nervoasă. Siropul de scorțișoară este foarte bun împotriva gripei. Acesta se prepară astfel. Se ia o linguriță din pudră de scorțișoară și se pune într-un pahar cu apă. Amestecul obținut se pune la fierbere la foc mic, până când acesta scade la jumătate. Apoi se strecoară, se adaugă miere și se bea cald. Un cei preparat dintr-un amestec din părți egale, din bucățele de scorțișoară, nucșoară și frunze uscate de dafin, este foarte bun împotriva insomniei și de asemenea pentru refacerea celulară. Conținutul se împarte în două părți și se bea pe parcursul unei zile. Pentru stimularea lactației se poate consuma pur și simplu o linguriță din pudră de scorțișoară. În același scop, ea poate fi amestecată și cu lapte cald și cu apă caldă. Ca de obicei, vă reamintim că toate aceste remedii naturiste nu înlocuiesc tratamentul medicamentos prescris de către medicul specialist este bine să vă informați medicul curant că aveți de gând să apelați la terapii din sfera medicinii complementare și să-i cere sfatul. Am ajuns la capitolul Masca naturală de sezon și vă propunem astăzi un ingredient special, portocala. Datorită conținutului ridicat de vitamina C, portocala ajută la refacerea colagenului din piele, fapt pentru care este numită elixirul tinereții. O mască pentru relaxarea și împrospătarea tenului dumneavoastră se poate obține dintr-un amestec de iaurt și pulpă de portocală. Se ia o lingură de iaurt și se amestecă bine bine cu zeama de la o jumătate de portocală. Pasta obținută se aplică pe fața curată, gât și decolteu și se lasă să acționeze între 5 și 7 minute, după care este îndepărtată cu ajutorul unui șervețel curat. La final, este bine ca fața și gâtul să fie curățate cu apă călduță din abundență. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflăm câteva lucruri inedite. Știați că, în Germania, consumul de miere pe cap de locuitor este de 4 kg, reprezentând una dintre cele mai mari rate de consum din lume? Știați că cercetările au arătat că sărutul pasional cu persoana iubită îmbunătățește aspectul pielii, ajută circulația sanguină, previne carile și atenuează durerile de cap? Știați că media de vârstă a persoanelor cu grupa de sânge zero arată că sunt mai longevive decât alte categorii de persoane care au alte grupe de sânge? Atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă urez sănătate, căi mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbătă viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!